Maestre, aveți un subiect frumos e și cred că frumos. Puteți să și răspundeți, e un fel de test, pentru că faceți 50 de ani de căsnicie. Păi, nu știi cum vine de la caznă, de-aia zice căsnicie. 50 de ani de căsătorie. Așa, uite, sună mai frumos, așa, o viață cu căsnicia. De om. Am zis acolo reguli pentru o viață perfectă de cuplu. Le-am văzut, au fost foarte, să și spuneți, foarte care... interesante, dar astea se aplică, să zic, mai mult, și e greșit că le aplici numai în primii 7-8-10 ani de viață, și după aceea încep să intri în banalitate, în anostitate. Păi mă, dacă și la 70 de ani ești la fel de îndrăgostit și te simți la fel de bine lângă partenera care o ai, că sunt și suișul și coborușul, cum spunea lui, nu există numai unt și miere, că dăm în diabet, ne cresc grăsimile saturate, mai trebuie să mănânci și ceva iute și ceva acru, să mai sterpezească dinții, da? Mai mănânci și corcodușe, da? Și atunci, hai să încercăm simplu, frumos, cea mai mare bucurie când voi primiți ceva, o surpriză. Ați văzut ce încântați sunteți, mă refer la domnii bărbați. Da. Hai să facem și noi aceeași treabă cu doamnele. Să, da? Surprindem partenerul. Să o surprinde cu ceva plăcut. Lucrurile sau bucuriile mari vin din plăceri mici. Din niște nimicuri, din niște mărunțișuri. Dacă, zicem, azi a avut atâta treabă, a trebăluit prin toată casa, a făcut curat, a spălat, iar tu te duci și faci o surpriză. Cu ce s-o surprinzi? Că nu o să te duci să-i mai dai încă un aspirator în mână, că să poți să faci cu două. Hai să nu cred, maestră. Hai să fim serioși. Tu te știi în bucătărie. Pregătește ce ai, a cât, care are veleită. Să ajut, să ai grijă, de fapt, trebuie maestră. Și fă ceva. Și când zice, uite, că de multe ori știi, noi bărbații suntem în casă cineva. Că zice, cineva trebuie să ducă să ia pâine, cineva duce gunoiul, cineva face, nu suntem cineva. Și atunci chiar ești cineva când tu ai surprins-o. Când ea... Nu mai poate. Strânge, hai, strângești tu aspiratorul ăla, faci și tu, dă-și tu măcar cu cărpa aia de praf. Nu trebuie să mai aștepți, că dacă vine cu așa ceva, ai senzația că ți-a dat ordin. Luați inițiativă. Deci faceți voi și atunci o surprindeți, că dacă ea s-a dus să vină cu pămătuful sau cu laveta de șters praf și tu ești deja în exercițiul funcțiunii, hai mamă că eu fac aici, fă și tu dincolo și termină mai repede. Deci acele mărunt. Da, știi povestea și deci, cum bilețel. Deci grija față de cel de lângă, da, tine. Da, da, da. Aici, să surprinzi prin gesturi aparent de exemplu, o surpriză, mici. Da? Știi că își dorește ceva. Dar nu ți-a zis că vreau să mă duc să iau cu tare lucru. Și fă o surpriză. Rupe din banii tăi de alte vicii și plasează acolo și pune un bilet. Mama, vezi că a adus cu tare lucru. Știu eu că odată te interesa. Ia să vezi surpriză cum e. Să vedeți efectele care se întorc asupra voastră. Deci luați inițiativa și veniți cu orice. Și o floricică, dacă ai venit cu ea. Da? Și aia e un lucru extraordinar. Poți face minuni în relația de cuplu. Că ești căsătorit de 10, de 20 de ani. Nu contează. Sau dacă sunteți la început de drum de 3 luni, 5 luni, 6 luni. Da? Atunci întotdeauna suntem foarte atenți, că noi cunoaștem toate metecnele, nici a nouă, nici noi. Și atunci suntem foarte atenți. Atunci ești pe fază, nu? Putare. Și vezi, asta peste anul o să-ți reproșeze. De ce nu ești ca în prima zi? Era un cântec frumos. De ce? Ei, și cântecele alea au un sâmbure de adevăr, sunt rupte din viață trăit. Hai să le facem să ne pliem pe ele. A doua este comunicarea. Dacă tu vii de la servicii, întors pe dos, bombănii, nu știu ce, o mai găsești și pe aia că o doare capul. Și îl doare pe bune, nu cu pretexte, că durerile de cap vin în general numai când intri în dormitor noaptea. De acolo e veleaua. E astea, testată, maestre? Treaba asta? Diurne sunt cu totul altceva. Încercați să veniți cu o vorbă bună, să-i spui, nu neapărat să-i faci capul calendar, cu toate tâmpenile de la servici și toate neajunsurile care le-ai făcut. Uite, veniți spre casă, am văzut o chestie foarte drăguță, interesant. Încerc să faci un dialog. În momentul când ți-a zis, te rog eu frumos, mă doare capul, sunt dărâmată, nu mai întreb. Mamă, nu-ți mai fac nimic, mă duc și pun muzică. Măcar am un fond muzical, ceva ce vesel. Ce faci cu un partener maestre care nu vrea să comunice, de exemplu? Măi, dacă nu se închide comunica, în el, nu, acumulează nu, problemele și nu... Nu, că dacă începe să nu comunice, nu comunica azi, nu comunica nici mâine, mă duc și
o bag la ăștia care să învețe prin semne. Încep să mă joc, îi fac jumbujlucuri, fac tot felul de semne. Deci nu renunți, maestre. Păi dacă ai renunțat, înseamnă că nu ești lângă el. Dacă îl lasă să distrugă singur. Că asta e marea greșeală și de acolo se ajung la rupturi, la divorțuri. Când unul nu-l mai interesează, iar celălalt nu mai vorbește. Da, și ălalalt nu vrea să... Nici nu, că nu reacționează. Bun, ai reacționat o zi, două, trei. Atunci poate Lidia ne spunea odată, mă, când vezi că se repetă același lucru, înseamnă că e altceva. Și atunci, dacă nu vrei să dialoghezi, mai există metoda hârtiei și a creionului sau a pixului. Scrie. Pune pe hârtie. Oameni, ia scrie tu aici ce-ți mai place la mine. Dar scrie și aici ce nu-ți place. Și fac și eu la fel. Nu vrei să vorbim? Bucles. Facem schimb de experiență. De tu scrii acolo, eu scriu aici. Și vedem cine bufnește în râs primul. Că în momentul când încep să scrii, dar sincer, că dacă nu e sincer, e clar, te-ai prins imediat că e mincinos. Zice, împărțiți-vă între voi treburile casnice. Păi, eu zic să le împărți de la prima. Înțelegi? Când încep să-i faci surprize, atunci încep. Dacă, într-adevăr, într-un cuplu de ăsta există diviziunea muncii, că oriunde de unul singur nu poți să faci față. Cât ai fi tu de Hercule sau Herculica, nu poți să reziști, te dărâmă. Vino și tu și fă ceva. Eu fac astea, tu faci astea, eu fac. Astea le faci tu că te pricepi mai bine, eu pe astea le fac astea. Da, poate nu le fac foarte bine și atunci mai îi cer ajutor, mai te ajută. Dar împărțiți-le, că căsnicia vine de la casnă, v-am spus. Căsătorie e un cuvânt mai modern, mai frumos. Dar dacă nu te căznești, nu scoți nimic. Deci o uniune în viață e cu mult efort și cu multă cazmă și cu înțelegerea acestor lucruri. Împărțiți și lucrurile bune, împărțiți-le, că dacă vezi că a ieșit ceva deosebit, păi dacă nu venea meu și nu facea, ai văzut ce deștept sunt, ce frumos ești. Și el zice, uite, dar tu ce ai făcut pe aici? Vezi că mi-ai pus furculițele în loc de linguri. Ia schimbă, nici măcar acolo nu te-ai uitat. Hai, păi tu ce știu eu, tu e treaba ta. Cu așa ceva nu se face. Dacă toate sunt numai ale femeii, numai ea e responsabilă, păi atunci să mă ierte Dumnezeu. Da? Nu renunțați la viața socială. Foarte, foarte multe cupluri după o perioadă de nu timp, mai ies, încep nu mai au contact. Să intre în, cum să zic eu, într-o carapace. Monotonia casnic, ritualul de zi cu zi, day cu by day. Măi, măcar o dată pe săptămână. Eu vă spun, în primii ani, și când a venit copilul, primul băiat, și era destul de măricel, noi ne programam perioada aia, că era de muncă până peste urechi. Dar o dată, măcar o dată pe lună, mergeam la un restaurant, nu mergeam la dăunători unde erau cu fumători, nu, eram fără fumători, vreau să fumez, ieșeam în stradă acolo, nici măcar în spațiu se fuma. Dar luam un salon, un rezerve din ăsta, de nefumători. Că nu trebuia să-i intoxic pe ei. Dacă era, mai intoxicam și pe acasă. Și stăteam, ieșeam, ne răsfățam. Nu trebuia neapărat să umplu calatuși, cum zic ei, umple masa. Ce să demonstrezi, opulență? Am chef să mănânc atât, ceva bun. Da? Te-ai făcut un specialist. Și mă simt bine. Și mai discutăm sau ascultă și o muzică, ceva. Dacă era și un restaurant, că erau multe restaurante cu muzică. Avea un ring de dans. Acum... Și trebuie să ai momente de răsfăț în cuplu. Răsfăț totalmente. Și da? Să nu lași acum monotonia te la spa. Mă, la spa, te. La spa, te. Lasă-l, Doamne, iartă-mă de deci spa. Deci oriunde mai este, te da. Simți bine până la urmă. Erau filme, erau teatre. Absolut, circ. Nu exista, aveam... Duminică mergem la teatru sau sâmbăta viitoare, dacă era, că era sâmbăta liberă, SRL-ul, săptămâna de lucruri redusă. Nu exista, spun sincer, acum, parcă regret, de ce? Că au apărut și alte minuni de genul ăsta, dar copiii au crescut pe aceleași auspicii. Și ei au învățat să iasă la un teatru, la un film, cea mică cel puțin e spaima teatrului și a cinemului. Ea știe ce premieră e acolo, ce e acolo și face abonament. Acum a fost... Era distrus să stai numai acasă. Dar asta nu însemna că nu facem. Nu pot să mă duc la sală să-mi fac jumbujlucul. Acolo fac acasă, spunea muzică. De aș vedea de programul ei. Deci trebuie să facem ceva. Da. Pentru că dacă stai acolo, la un moment dat când te vezi cu niște persoane după... Băi, eu credeam că ai murit. Că nu te-ai mai văzut de 2 ani de zile. Deci socializați și schimbați
îți speli ochii, cum ziceam noi. Hai să mergem pe bulevard, că-s cangura pe la vitrine, că era duminică, era închis. Spală și tu ochii aici, da? În cuplu nu sunt perfect. O, nu că spartă pe din două și dacă le pui, sunt identice, sunt perfect. Nici mâinile nu sunt identice, nici ochii noștri. Avem un ochi mai mare, unul mai mic, da? Deci simetria nu e perfectă. Atunci nu cereți ca și partenerul vostru să fie conform unor standarde pe care voi vreți să-i le impuneți cu deasila, da? Acceptați-l. Eu am spus întotdeauna, primul pas care l-ai făcut într-o uniune este după ce ți-ai cunoscut prietenul sau prietena cu toate meternele, ca să știi cu ce pleci la drum. Corect. Că dacă vezi numai calitățile, o să nebunești de fericire. Și când ți-a trântit prima farfurie pe masă și e rece ciorba și după mai e rece, încălzește-ți-o. Păi ce crezi că numai eu să stau să... Ce, ți-ai luat slugă? Pac, și te-a distrus, te-a nenorocit. Și a doua zi sau a treia zi, gata, s-a rupt căruța, ai plecat degeaba. Ai băgat căruța în șanță. Deci, haideți să învățăm, să-i lăsăm și să-i vedem, să ținem cont că unul are un caracter foarte puternic. Îți place o persoană puternică lângă tine, ia-ți o soț sau o soție, într-adevăr, un caracter puternic, ca să știi. Deci, vrei neapărat o păiață sau vrei un om din ăla care... Deci, depinde ce-ți dorești, maestră. Absolut. Deci, alegerile noastre contează foarte mult. Dar contează pentru noi. Nu alegerea mea ți se potrivește ție. Sunt destule zodii care caută să bage cu deasila niște precepte ale lor. Și asta, capul de afiș, sunt zodiile de pământ. Ulterior mai vin și altele. Voi, zodiile de foc, sunteți puțin poruncitoare, dar veniți sub varianta ar fi bine dacă ai face și tu asta sau dacă ai ști. Mi-a plăcut puțin poruncitoare. Nu, știi că... Păi știi cine e poruncitorul? Cine mai? Zodia de pământ, ăla când bate așa, e cu tremur. 7,2. Nu mișcă, nene. Da, aerul, apa și focul vin adjuvante. Sunt vrând nevrând, pământul de-aia se comportă așa, pentru că noi venim și îl agresăm. Focul prijolește, apa îl inundă, aerul îl usucă sau, mai știu eu, scoate tot praful și deselenește sau smulge copaci. Trebuie să înțelegem elementele naturii, că fiecare om se comportă în așa cum a fost limitele, lăsat. Da. Cum i s-a lăsat. Ei, ai reușit și ai înțeles toată treaba asta? Te muți la roba de foc care este într-o căsnicie. Gelozia, care strică căsnicia. Am spus-o de foarte mulți ani. Gelozia strică căsnicia. Pentru că gelozia pleacă de la suspiciune. Și suspiciunea pleacă de la neîncredere. Iar neîncrederea pleacă de la ceea ce ai văzut. Sau nu, am greșit. Nu pleacă de la ce ai văzut. Aia se risipește. Pleacă de la ce ai auzit. Deci nu vă luați după gura lumii. Nu încercați să... Pentru că o vorbene la locul ei vis-a-vis de partener sau de parteneră, ai creat o furtună. Ai distrus un suflet, două. Ai distrus o armonie, o casă. Lăsați gelozia. Dacă există... Deci nu se termină bine, maestru. Există și o doză mică de gelozie. Că dacă necesară. Dacă nu iubești, nu ești gelos pe persoană. Dacă nu-l iubești, ai făcut o căsătorie de complezență, numai de așa de... Pentru bunul mers al afacerilor, fiecare face ce vrea. A, mamă, du-te, mami, noi, trebuie treaba ta. Adică e dezinteres total. Și atunci nu știu de ce stați împreună. Știa Lidia că ea a spus de ce. Automat nu e nicio zi plină numai de lucruri bune, numai de miere, de zâmbete, de efuzie. Mai avem de... și zile proaste. Mai bine și tu vii ca plouă afară și a intrat frumos și a muncit, a făcut curățenie și în momentul când te-a simțit la ușa, avea descălțarea și nu-mi băga mie tot noroiul în casă, stă tot. Ce femeie, dar uite, sunt curat. Și când l-a luat și l-a apostrofat, dar el știe că a călcat într-o baltă, o ia de-a drept așa. Gata, tema de scandal decent. A început. Da. Și ce ai câștigat? Ce ai făcut? Ai pierdut și tu? Ai pierdut. Tu din orgoliu, că zici, cum să mă descalți la ușă? Dar ce s-a întâmplat?
Dar tu nu știi să apreciezi munca altuia și valoarea altuia. Că dacă tu ai fi fost cel care ai trebăluit toată ziua și vine soția de afară, da? Și ți umple totul cu de toate, să te văd ce faci. Sau mai are și o sacoșă din aia, că a trecut pe la piață, că s-a terminat varza murată și a luat o pungă. Dar s-a spart punga și sacoșa e udă. Și trosc o pune pe coforul de la intrare. Și te-a făcut noca hotel. Mai miroase și tare. Ți-a stricat feng shui total. Deci încercați să apelați sau să aplanați certurile apelând la umor. Da. Cu o glumă, cu nu știu ce. De multe ori. Eu mai fac câte o glumă de asta, o gustă de multe ori, de multe ori nu o gust. Ai chef de glume, ție ți arde. Mie nu mi-arde de glume. Sunt foarte bine, mamă. Te rog să nici nu mai faci glume. Eu nici nu suport pe aia care fac glume. Sunt niște nesuferiți, niște răi, niște urâți. Și până la urmă trebuie să pornească atâta. Și dacă a plecat mai un pic, 2 milimetri, exersezi. Ești pe drumul cel bun. Viața e prea frumoasă ca să vă pierdeți timpul cu răutăți, ca să vă certați și... atunci cum zice, apelează la o glumă, hai să spun un banc. Bă, lași în pace că n-am chef de bancurile tale. Băi, dar știi ce bun e? E la fel de bun ca tine. Așa cum ești. Adică cum? Păi e un banc din ăsta cu skepsis. Adică eu n-am skepsis, că îți caută, are chef de ceartă și nu știe cum să... Ce faci mai este când are chef de ceartă? Păi ce, zic că îi spun, ne facem program, începem acum sau după ce mâncăm? Înțelegi? Hai că dacă începem acum, ne pierde cheful de a mâncare și mai dă și un kilogram jos. Deci trebuie să găsesc, nu știu, am și eu, câteodată am eu nebuneala mea, știi când am eu nebuneala? Când mi se dau coordonate. Deci mie dacă mi-ai spus, poți să mă ajuți să facem cu tare, fac și pe dracu în patru, iartă-mă, Doamne. Dar dacă spune, tu faci aia și trebuie să faci aia, că ți-am zis dacă n-ai făcut-o. Oh, stai puțin, că nu merge așa. Tu nu știi că nici... I-am spus de la început, de când eram copil. Mama avea diplomația și făceam de toate. Tata aleu, bum! Dacă nu găsesc când vin de la serviciu aia făcută, stăm de vorbă. Ai de mine! Deci nu porunci tot, nu face muzica, da? Dar tot nu dă prilej la ceartă, la scandal. Așa că hai să vorbim în melodic, da? Nu în muzică simfonică. Deci umorul ne salvează în multe situații. Păi da, întotdeauna. Să știi că întotdeauna. Așa este. Umorul face mai mult decât 10 drame de cel mai bun nivel. Maestre, 50 de ani de căsătorie mai aveți? Să ne spuneți reguli acolo de aur, nu? Reguli de aur? Cea mai interesantă și cea mai puternică. Așa, ziceți-ne regula de aur la 50 de ani de căsătorie. Care funcționează, tu ca bărbat, pentru tine, să ai tu ultimul cuvânt în casă. Că altfel nu e casă. Știi de ce? Pentru că dacă n-ai tu ultimul cuvânt, n-ai să-ți îndeplinești orgoliu. Și e foarte simplu. Soția zice, gata, cu asta am terminat. Atât am spus și nu mai zic nimica. Iar tu trebuie să-i spui, da, mamă, am înțeles. Ai avut ultimul cuvânt, practic. Când eram de vreo 16-17 ani, am văzut un spectacol. Erau spectacole foarte frumoase. Mai mult muzică, un vodevil. Înțelegi? Și acolo exact asta era. Când tace și să vezi ce bine face. Înțelegi? Deci ea când e nervoasă zice, zi ca ea. Când tu ești nervos, zi tot ca ea. Și atunci să știi că armonia în casă nu va fi niciodată. Și era un mare actor cu Giugaru, cu Birlic, cu asta. Deci orice îi face, nu o supără. Știi, dacă ai urechi să auzi, minte să bagi la cap, din viață iei cele mai bune exemple. Nu trebuie să ți le toarne nimeni cu capul, nici nu trebuie să ceri cărțile, au puterea lor. Când citești, îți pătrunde altfel. Dar și exemplu personal și experiență. Pe propria experiență, atunci să știi că la valorează de 10.000 de ori mai mult decât un sfat. Foarte frumos, maestre, ați vorbit.